So guys, it's time to go to that woods, so here to go. And we're at the taxi car, because we are at a taxi car. L-am văzut pe Alin Hank, se tot plimba pe aici, prin jur. Aia cu telefonul la ureche. Dar parcă el stă aici, nu? Și mama sa. El s-a mutat și a făcut casă la... So guys, you could see by the street, is all messed up and the pedestrian cross is messed up. Because they're about to make a new one and replace the old ones and to make a new one with this. I think that's why. Can I talk lower? No. You talk lower. Why? What I have to? I'm talking to everybody. Everybody. Why? Nobody's not even sleeping. Okay. Nu până în 2024. Era vorba că până la sfârșitul anului. Cel pe Charlie Chaplin, iar ai pe aici printre ei. Plină țara de țigări. De câte ori l-am văzut luat de mașina poliției, săracul, cred că deja și eu făcut prietenii. Măcar el face ceva, face pe mimul cu masca aia albă pe față și costum. Eu nu știu, dar eu n-am văzut nici, am fost, n-am fost eu prea mult în Italia, ca 2 ani de zile, dar eu n-am văzut oameni să cerșească, ca în țara asta. Peste tot există cerșetori, domnule, și în mijlocul Chicago-ului e plin de cerșetori. Cine știe prin ce zone ați fost. Sunt mai, probabil sunt din astea mai izolate, mai cochete, în care chiar nu ajung. Sau nu sunt lăsați să, da, să facă, da, sunt extraordinar, peste tot. Câțiva ani de zile era plin la televizor de cerșetori prin Italia, Spania, Franța, Marea Britanie, exact, Marea Britanie și da, dar în trecut nu erau, da? Să zic, în țările astea, cum am omers țiganii din România, da, acum nu mai suntem noi români, nici țigan, suntem romi. Când mergem dincolo, suntem roți. Da, avem o reputație proastă, da. Țară de țigan. Ce mai e reputația? Asta este. Trăim în ea. Ăștia sunt o comunitate sălbatică. Nu,
suntem cu toți necivilizați. Mai bine, repede cu civilizați. Acum, omoară oameni, da, și îi dă drumul, că nu, nu reprezintă niciun pericol. Doamne, ferește, Doamne, de ce m-am născut în țara asta? Moară și da. Cum pot să fac sau treaba face asta? Cu condamnare de aia? La domiciliu, o, face de condamnare de aia la un an cu suspendare, fie l-a omorât oameni. Este periculos, acum au venit drogurile până la noi în Flore, nici nu are ce să le facă, pentru că nu avem legi, nici nu vor să le respecte. Nu, nu au avut venit, au fost să-l facă, să fie pedepsit de pedepse, nu se ceartă la străină, pe pinte, cu droguri, în mașină, cea de confiscă inclusiv în mașină. Nu întreabă nici pe alții. Ba da, dacă eu, cât când confiscă mașina dacă găsește la mine, când am venit. Dar dacă e mama judecătoare, opa, că legile nu se mai respectă pentru o mama. Că mama e judecătoare și ea a venit din ceruri. Să ne judece pe noi proști. Din cap. Așa cum l-a scos pe fiul s-o a făcut un an de zile pușcărie, că a omorât un om. Ați auzit, nu? Da. A făcut un an de zile că a omorât o femeie de 52 de ani și a rămas un copil de 16 ani. Și bine, mersi. Un an de zile. Serios? Da. Acum are ce? Da. Wow. La televizor o arăta, nu? Oh. Uite la mine. Nu, nu a omorât un de ăsta, un cărpaci din ăsta, a omorât un extraterestru. Mama e judecătoare, nu? De ce? Da. Ce e aia viață? O plantă. Peste tot? Nu cred. No. Vai, v-aș dori să vă duceți în America, nu așa să vizitați. Păi de acolo să veniți, ai? Eu, să vizitați. Ce e tot așa ca la noi? Mai rău. Mai rău, nu ați văzut, nu arată la știri. Că iară să omoară copiii, s-au împușcat în școli și din asta. Droguri de la vârste mici. E rău, rău. Că noi numai acum am început cu drogul. Dacă e sărac în America, ești pe stradă, ești boschetar. E rău, rău, groaznic. În 15 ani am stat în state, m-am întors de parcă am fost în Afganistan, credeți-mă. Și acum mai am traume. Eu nu știu, doamne. E chestia, exact, teama locului de muncă. E acolo, trebuie să... Îți dai sufletul pentru servicii. Și Doamne păzește să te îmbolnăvești și să stai o săptămână, două, trei în spital, că îți pierzi slujba, îți pierzi tot. Și unul de la mine s-a dus în America, adică s-a dus pe titlul Ceaușescu. Depinde ce condiții ai și cine asta. Și-a zis că zice frate, are mai mulți frați. Erau sărari, nu că zis. Nu, ca și noi, când nici noi n-am fost mai... Și zice, cât bani ne-o trimesc fratele din America. Știți care e chestia? Sunt condiții și condiții. De exemplu, o fată, o tipă de la mine din bloc, de aici din Alba, da? De la parter. Mers la câțiva ani după ce am plecat eu în stat, de la vreo 4-5 ani după mine, da? Dar s-o căsătorit cu un român, da? Are două fetițe extraordinar de frumoase. Bărbatul are un serviciu fain ca lumea. Își permite, în sensul, i-aș permite ca mamă să stea acasă de 5-7 ani, cam așa, să stea acasă, să aibă grijă de fete și să vină o dată pe an, două luni de zile în țară cu fetele. Deci vă spun, ia-ți bani monstruoși de mulți, numai să dai pe 3 bilete. Să dai să vii aici, 5.000-7.000 de dolari, numai să dai pe bilete. Nu. Eu am divorțat în 2000. Okay, so... So guys, it's a really beautiful preview. Am divorțat în 2011 și am și copilul Around here. Deci am ajuns să cresc copilul singur.
și să mă autodistrug cu două slujbe. Deci fugeam, când terminam cu una, fugeam la aia. Și să mai ai și grijă singur.